Bună ziua, dragilor, bun găsit la întâlnirea cu Profon, aici începem treaba. Se poate de repede. Darius mi-a scris acolo, place, ai un scris așa care merită remarcat. Da. Da? Hai să ștergem și să scriu un pic mai sus. Tema pentru acasă. Acasă. Clasa a cincea. Zicem, Ștefania, te rog. Calculați. Te rog. În paranteză, mă spunea 3, 4, 7 și 11. 3, 4, 7. Și 11. Reunind cu mulțimea 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Egal cu 5. Reunind, punerea la un loc. Da. Nu? Reunirea înseamnă punerea la un loc. Înseamnă ce elemente? 3, 4, începem cu 3, 4, 11. Da. Unu, doi, trei, patru, e deja pus. Da. Cinci și șase. Corect. Două. Șapte, 13, 8 și 5. Mulțimea. Forma de șapte. 13, 8 și 5. Intersectat. Cu mulțimea. 0, 2, 4, 6, 78. 0, 2, 4, 6, 7, 78. Eu cred că e 78. Așa cred eu. Nu e 78. Nu, era virgulă. Da, cred că așa. E o greșeală lor. Nu. Nu e imposibil de lăsa cum ai zis tu, dar e mai plăcut să fie așa. Te rog. 78? Hai să lăsăm 78 ca să nu fie. Fie ca în manual. Păi, intersecția de pe elementele comune. Comune, da. Adică 8. 8, nu, nici un 8. 7. 7, 7, da. Da, nici 7. Nu. E 78, eu zis 78 și am revenit. Știți că am insistat. Da, sunt sigur că era 7,8. 7,8, nu? Și tu bănești la fel. 78. Hai să lăsăm așa. 7 și 8, adică... 7 și 8, corect. După mulțimea, 8, 3, 10, 5, 7. 8, 3, 10, 5, 7. Da. Minus. De unde știți? M-am zis, o reuniune, intersecții, diferențe scrie. Minus mulțimea. Minus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 5, 6, 7. Darius, egal cu cine? Egal cu... Pune toate elementele care sunt în noi și nu sunt în noi. 8. 10. 10, da. 1 și 2. De ce 1 și 2? Nu. Punem tot de aici și să nu fie aici. Da. Și atât. 8 și 10, da? Da. 5, 7 se află și n-am cum să le numesc. Bine? Mulțimea 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Intersectat. Cu? Cu mulțimea 1, 2, 3, 4. Da. Egal cu? Nu, în continuare. Intersectat cu 2, 3, 4, 5. 3, 3, 4, 5. Deci 3 mulțimi. Comunii tuturor. 1, 2. Oh. Deci e intersecție, ce-i comun? Păi, scriem 0, 1, 2, 3. Dar de ce? Ah, ce comun. La deci intersecție, nu e reuniune. 2, 3. 2, îl vedem peste tot. 2 și 3. 2 și 3. Apoi. Stabiliți valoarea de adevăr a propozitiei. Stabiliți. Valoarea
de adevăr pentru 12, nu aparține mulțime. 12, nu aparține mulțime. Nu aparține tăia, da? 10, 11, 12. 10, 11, 12. Adevărat. Iar 12 nu aparține? Aparține, da. Da? E fals. E fals. 12 este aici. Da. Cum spune că nu aparține? Minte. Da? Nu e adevărat. Corect. Mulțimea. 1, 8, 10, 15. 1, 10, 15. Inclus în 8, 1 și 10. Deci mulțimea asta e inclusă aici. Fals. Adică e fals. Nu, da. Nu sunt toate elementele aici. Da, doar 15. 8 îl vedem? Da, 1 îl vedem. Și 10? Da, da, 15. Da, adică dacă un element nu e acolo, totul e fals. Da. Da. Unul singur. 17. Aparține mulțimii. 13, 15, 17 și 19. Da. Adevărat. Mulțimea 2, 3, 6, 8. 2, 3, 6, 8. 8. Minus. Cu mulțimea 5, 2, 1, 3. 3. Egal cu 6 și 8. 6 și 8. Păi... fals. A, 2, 3. Deci... 6 și 8. Cât ar, cât ar face, cât ar face scăderea asta? Da. Da, e adevărat. E adevărat? Da, fiindcă 1, 2, 3... 1, corect. Punem tot ce e aici și nu se nu fie aici. 6 și 8. Deci e adevărat. Bun. 6. Aparține mulțimii. 2, 5, 6, 7. După intersectat, da, cu mulțimea 4, 1, 6, 8 și 10. Păi cine intersecție? Să o vedem. O facem complet. Egal mai departe. Să vedem cât îmi dă la intersecție. Da, e adevărat. Cât face intersecția asta? Păi... 6. Mai 6. Da, 6. 6. 6 aparține mulțimea asta, da? Adevărat. Da, e zis bine. A zis, dar ar fi vrut să... Era logic, fiindcă odată ce e 6 într-o mulțime și 6 în cealaltă... Asta înseamnă intersecția, deci înseamnă că 6 se găsește în intersecție. Da, deci 6 aparține. Putea să fi fost mai multe elemente aici. Da. Dar dacă era și 6, poate asta e foarte bine. Odată ce e 6 și într-una și într-alta... Este în intersecție. Nu are niciun rost să facem. Nu, nu are niciun rost, dar numai pentru că se filmează și... Să ne simțim noi bine. Să ne simțim bine, așa cum spune. Facem lucrurile acestea, te rog. 17. Aparține mulțimii. 13, 14, 15, puncte, puncte, până la 21. Da. Intersectat cu mulțimea 2, 4, 6, puncte, puncte, până la 32. Adevărat. Fiindcă 17 este în... În prima, da. Da, prima, da. De la 30 la 20. La 2? Păi... E adevărat. Fals. Fals. La 2 mai pare. Da, da. Da? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Nu este 17. Deci, clar, fals. Da, bine. Da, mă tine, Cristi. Scrieți elementele, mulțimii. Mulțimii. Mânor intersectat cu 2, 36. De 36? 6. Ce vrea să spun? Acolo e intersectat. Mânor intersectat foarte bine. Cu D36.
Ce înseamnă mână nouă? Mulțimea nouă. Nu? Multiplile nouă. Multiplile. Și divizorii. Și divizorile 36. Scriem ce înseamnă multiplile nouă. Sunt 9, 18, da? 9, 18. Altul care este? Al multiplu. 27. 36. 50. 63. Deci 9, 18, 27, 36. Atenție! Să facem, nu spune adevărat sau fals, să facem intersecția, concret. Cine este intersecția? Deci 9, 18, 27, 36, 5 ori 9, 45, și așa mai departe. Sunt foarte mulți. Sunt o infinitate de multiple. Te-ai scris și un 8 întors, ca un infinit. Deci până la infinit, practic, da? Așa scrieți la clasă, da? Da. Până la infinit, dar atenție, numai 9, 8, 27, 36, 45, 54 și așa mai departe. Intersectat cu toți divizorii lui 36. Păi este 1, 36. 1, 36 este improprii. Da, după. Deci intersectat. Intersectat cu 1, 36, la care adăugăm. 9. Care mai sunt divizorii lui 36? Să-i luăm ușor pe toți. 6. E 6, 1. 4. 1, am scris. Deci, eu cred că 4. E 2. Da, 2 e 4. Da, 2 este un divizor al 36. 72. 72 e multiplu. Divizorul adică trebuie să fie mai mici, la care se împarte exact. Deci e vorba de... La 5 se împarte 36 exact. Se împarte la 2. Altul. La 4. La 4. La... 6. La 6. La, și la 3, ca să nu uităm. Da. Și la 3, da? Deci 2, 4, 6, 3, 6 ai spus. Da. La 7, nu la 8, nu la 9. Nu. Cum? Ba da. 9 ori 4, 3, 6. Da. Deci da. La 9, apoi. Dar acum putem zice că e adevărat. Nu că e adevărat. Dar trebuie să facem intersecția, trebuie să scriem. Să scriem. Deci, practic, trebuie să scriem elementele lui de 9. Da, asta e exercițiul anterior. Da, nu mai suntem la alte chestii acum. Și alu de 3, 6 și până să facem intersecția lor. Da? Deci am zis 9, altul care ar mai fi. Al divizor. 12. 23. Nu cred. Să se împarte la 36. A? Nu se împarte. 36 nu se împarte la 23. 36. Deci pe 36 am scris 1 și 36. Eu cred că 12. Păi și eu ce v-am zis la voastră? Păi, n-ai insistat. Deci 12. 12 se împarte la 36. 36 împărțit la 12 merge de 3 ori, da? Deci 12, un altul. Ia să mai vedem vreun om. Un altul. 15. Ci 36 se împarte la 15. 30 plus 15, 40. Deci nici 30. Ar veni... Cred că 18. Da. 36 da. Se împarte la 18, da? Deci noi căutăm pe cei mai mici decât 36, la care 36 se împarte. Se împarte și la 18. Și cam atât. Deci 1 și 36, ei e improprii, divizorii improprii, după care am zis 2, 3, 4, 6, 9, 12 și 18. Am avut greutăți aici la divizorii. Că n-ați înțeles ce am divizorii. E vorba de numele mai mici decât el, la care 36 se împarte. Iar multipli sunt numere mai mari. De la 9 începând. 9 ori 1, 9 ori 2, 18, 9 ori 3, 27, 9 ori 4, 36 și așa mai departe. Și intersecția acum. Să vedem care este intersecția. Cu cine este egal? Intersecția acestor două mulțimi. 9, 18, 18, 36, 36 și atât.
da? Câte numere și ce intersecție? 9, 18? Da. 36? Da. Deci asta înseamnă divizori. Deci divizori înseamnă numărul la care, mai mici decât acesta, la care acela se împarte, da? Care se împarte pe numărul respectiv. Mai departe, te rog. Dați exemplu de o mulțime infinită. Da. Să dăm mai exemplu de mulțime infinită, nu? Păi ce? E greu? 36. Cât? 36. Mulțimea formată din elementul 36. Da. Deci mulțimea formată doar dintr-un singur element. Este o mulțime infinită. Da? O mulțime din elementul 36. A vrut el, 36. Mai puteți da exemple de mulțime infinite? 26. Și câte și mai câte? Deci putem da exemple de mulțimi finite. Dar dați un exemplu de o mulțime finită sub formă de proprietate. Da? Adică mulțimea tuturor acelor X pentru care nu știu ce se întâmplă. Da? Nu indicăm concret elementele, ci o dăm numele? Pare numele, pare, nu sfinte. Să te duci cât vrei tu de mult. Da? Exemplu. Mulțimea e mare, egal cu toți acei X, pentru care X-ii sunt naturali. Da? X natural. Și să spunem că 3X plus 1 mai mic decât 7. Toți acei X natural, pentru care 3X plus 1 mai mic decât 7. Ușor. Din cine va fi formată mulțimea? Păi mai întâi facem, îl trecem pe unul cu semn schimbat în partea cealaltă. Deci am prelucrat relația, da? Să o prelucrăm. Da. Și ar veni 3X plus 1, 3X plus 1 mai mic decât 7 strict, echivalent cu... Cădem în unul din partea cealaltă, ori îl duci în partea cealaltă, cum spui tu, dar e mai greu de înțeles. Cum îl duci în partea cealaltă? Cu semn schimbat. Dar de unde știi tu treaba asta? Cine ți-a spus ție asta? Că se treci dintr-o parte cealaltă cu semn schimbat. Nu, logica deocamdată este asta. Adunăm, la adunare, adunăm ce în ambii membri? Adunăm un minus 1. Și când adunăm 1 minus 1 face 0 în stânga, și din coace vine 7 minus 1. Da, explicația care o ai tu în minte este corectă, dar trebuie să zici mai rău. 3x mai mic strict decât 6, echivalent cu... Împărțim totul prin 3 și vine x mai mic decât 2. Deci în loc să ne fi dat 3x plus 1 mai mic ca 7, e vorba de toți x mai mici ca 2. Care sunt x și natural mai mici decât 2? Mai 0 și 1. 0 și 1. Deci e vorba de 0 și de 1. Deci în loc să-ți dau mulțimea formată din 0 și 1, doar din două elemente, am dat-o printr-o proprietate de caracterizare și am zis toți acei x cu proprietatea x natural și 3x plus 1 mai mic decât 7. Da? Poftim, altceva? Ce? Da. Scrieți prin enumerat elementelor mulțimii B, mulțimea B egal cu n, aparține numerelor naturale, proprietatea că 3 este mai mic decât 2 ori n. Deci m e formată de toate numerele naturale X, ai zis sau cum? N aparține numerelor naturale, proprietatea că 3 este mai mic decât 2 ori n, plus 1 mai mic sau egal decât 33. Deci, vedeți, este o neghe și ceva se mă întorc cu ce am dat eu mai înainte, unde am indicat proprietatea de caracterizare și, pe urmă, a rezultat enumerarea elementelor. Le-am enumerat concret. Așa și aici. Avem proprietatea de caracterizare și cele, să spunem, să le enumărăm. Cine sunt? Adică să le punctăm, să le vedem concret, da? Să le vedem concret. De aceea,
pornim, luăm proprietatea de caracterizare și o prelucrăm. Și luăm deoparte 3, mai mic decât 2 ori n plus 1, mai mic decât 33, mai mic egal decât 33. Așa este proprietatea de caracterizare. O prelucrăm echivalent cu scădem un 1 peste tot, deci scădem un 1 2 mai mic decât 1 ori n. Deci 2, că 3 mai scăzut 1, 2, da? 1 ori 2, mai mic egal decât 2 ori n. Așa, 2 ori n. Mai mic sau egal? Mai mic egal, așa este, mai mic egal, că 1 minus 1 s-a terminat, 33 minus 1 face 32, da? Da. Ei, ce facem acum? Așa. Împărțim totul printr-un 2. 2, fiindcă 2 e 1. 2 avem aici, 2 aici, 32, tot se împart prin 2. Nu-i bine să spunem că de factor comun, că nu este o adunare sau o scădere. Ci pur și simplu acolo observăm că avem o dublă inegalitate. Da, fără aici egal, nu? Fără egal. Prima. Este dublă inegalitate. Da. E dublă inegalitate. Și facem operații în dubla inegalitate. Și acum împărțim de la un cap la celălalt prin 2. Și ce devine ea dacă 2 împărțim la 2 facem? Dar treceți acolo 1. 1, păi dai tocmai. 1 minus 1 a făcut 0. Știu. Numai că 1 minus 2 egal cu... Pardon. 3 minus 1 egal cu 2. Mai mic decât 1 ori n. Păi nu! Noi scădem un 1... din 3, și ai zis bine, da? Dar scădem un 1 de la ăsta, nu din 2 ien, că-s 2 omeri acolo. El spune că din 2 ien scădem un 1. Nu putem scădem din 2 ien 1, ci din 2 ien scădem cel mult un ien. Da? Ne amintim bine asta, că l-am dat aici o chestie și nu merge. Așa. Deci... Ce ai făcut? Da. Deci scădem, învățim totul prin 2 și ce apare 1 mai mic strict decât el. Mai mic strict, mai mic egal decât 32 împărțit la 2, cât face? 16. Deci mulțimea M e formată din toate elementele N cu proprietatea asta, iar asta e echivalentă cu N cuprins între 1 și 16. Deci putea să fie drăguț autorul, putea să fie drăguț și să nu ne-o dea așa. Dar a fost putea... rău. A fost rău. Și formate din toate numerele naturale, cu proprietatea naturală, și în loc să spună că se întâmplă așa, mai bine ar fi fost drăguț, dar noi l-am ghicit. Și e vorba de unul mai mic decât el, mai mic egal decât 16. Și atunci, cu cine este? Ne putem enumera toate numerele de la 1 fără 1 până la 16. E vorba adică de cine? 2, 3... 2, 3, 4, puncte, puncte, până la 16. Asta a vrut să se facă. Deci, mai mic egal, adică și 16. Reluăm ideea. Ce a fost aici? Ne-a dat proprietatea asta de caracterizare, dar a fost destul de ciudată. Am prelucrat-o. Ce am făcut? Am scăzut un 1 peste tot. Am împărțit prin 2 și a devenit că e vorba de cele numere naturale de la 1 până la 16. Da? De la 1 până la 16. Bine, te rog. Da. Determinați mulțimile M și P știind că... Știind că îndeplinesc simultan condiții. Știind că sunt îndeplinite simultan condițiile. Ia să le vedem. M reunit cu P egal cu mulțimea. M reunit cu P egal cu mulțimea. 0, 1, 2,
Până la 6, da? Da. Apoi, mâini intersecat cu P. Nu, e M minus P. M minus P egal cu mulțimea? 4 și 6. 4 și 6. Și după M, reuniți cu P. Mă, n-ai pus M reuniți cu P. Da, acum am următor. M reuniți cu P încă o dată? Intersectat. Așa. Păi mă gândeam zic, dacă mi-ai dat odată, ce faci? Mă intersectat cu P egal cu mulțimea? 1, 3 și 5. Astea trei condiții sau mai ceva? Atât. Ați și astea. Cine e M și cine e P? M egal cu acoladă, N, P egal cu acoladă. Începem. P. M este egal cu U. La cine ne uităm întâi și de cine la ne dăm? Nu, la intersecție. Intersecția. Intersecția conține elemente comune. Da, adică 1, 3 și 5 se găsesc și în M și în P. Da. Deci 1, 3, 5, 1, 3, 5. Da? Deci știm că avem deodată 1, 3, 5 și într-una și în alta. Apoi. Diferența, adică 4 și 6, unii se găsesc obligatoriu? M și nu se găsesc în P. 4 și 6 le punem în M și nu le punem în P. Obligatoriu nu avem voi. Iar M reunit cu... Ia să le punem la un loc. Ce ne-ar lipsi? Un 0. Un 0? Unde să-l punem pe 0? 2. 0, 2. 5. 4 și 6. 0, 2 și 6. 0, 2 și 6. Unde se pune pe 0, 2 și 6? Și P. În P. Unde la sfârșit? Aici? A, în P. În P obligatoriu. Da, ca să fie egal. Deci nu ca să fie egal. Da. Nu, pentru că dacă le-am pune în M, ar apare la M minus P. Și la M minus P are voie să apară numai cine? 4 și 6. Deci n-am voie să le pun pe 0 aici, că la M minus, dacă l-aș pune și pe 0 aici, la M minus P ar apare și 0, ori numai 4 și 6. De ce îl pun pe 0 obligatoriu aici? Pe cine mai pun? Pe 2. Da? Și pe? Pe 4. Pe 4? Și pe 6. Păi 4 și 6 le-am pus. Atât. Dacă îl pun aici pe 4, și pe 6, da. Apar la intersecții, până. Da. Da? Și la intersecții, cine mi-a spus că apar? Doar 1, 3 și 5. Și ce am spus mai devreme? 4 și 6 n-au voie să fie în P. Da. Sunt numai în M. Da? Nu văzut simplu când ați spus. Păi nu, păi am văzut scăderea. Da, da, da. Da? Deci aici ne oprim la așa asta, la M și P. Hai să facem proba. Ia să vedem punerea la un loc. Va da așa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La da. Un loc? Da. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Corect. Corect. M minus P? 4 și 6. 4 și 6. Și M intersecat cu P? Da. Adevărat. 1, 3 și 5. E perfect. Deci condiții sunt îndeplinite. Mai departe. Punctul 6. Da. Există numele naturale N. Există N naturale astfel încât mulțime C egal cu mulțimea 4 ori X plus 1 virgulă. Deci 4 ori X plus 1 virgulă. Adică este 4 ori X plus 1 este un element. Da. Apoi. Virgulă 12. Da. Și 27. Și 27. Și mulțimea D. Da. Dar nu 26, că așa am înțeles. 27 mi-ai zis. Așa e bine sau 27? 27. A, așa. Iar D? 4 ori X, virgulă 4 ori X plus 2. 4 ori X plus 2, al doilea element. Da, și după 2 ori X plus 7. 2 ori X plus 7, da. Și să aibă două elemente comune, înseamnă întrebare. Justificați răspunsul. Deci, oare există X? Există X? Da, există X? Întrebarea. Există X
așa încât cardinalul A egal cu cardinalul lui D și egal cu 2. Da. Deci să aibă două elemente, da? Așa încât cardinalul lui C egal cu cardinal lui D. Oare există și egal cu cât? Chiar concret, egal cu 2. Da. Oare există X așa încât cardinalul să fie 2? Când cardinalul C ar fi 2? Când C ar avea două elemente? Când ar fi 1 și 1. Nu. Deci din astea 3, când există posibilitatea ca să fie, să fie doar două elemente? Atunci când toate sunt... Adică trebuie să aflăm 4 D-uri. Deci atenție, mă trebuie. Întrebarea sună așa. Când aceste trei elemente se transformă să fie numai două? Ce știm dintr-o mulțime? Că nu are nevoie să repete un element. Deci dacă se întâmplă ca 4x plus 1 să fie egal cu 12, atunci nu mai trecem peste și 12 și încă o dată 12. Ci doar 12. Da? Deci zicem cardinal. Cardinal lui C egal cu 2, dacă și numai dacă, dacă și numai dacă se întâmplă. Cazul 1. Cazul 1. Adică 4x plus 1 se facă egal cu 12. Da? 4x plus 1 se facă 12. Cazul 2 ar fi ca 4x plus 1 să facă cât? 27. Hai să vedem la primul caz. 4x plus 1 egal cu 12. Adică 4x egal cu 11. 4x egal cu 11, e posibil? 4 ori cât se facă 11? 4 ori nimic. Nu se poate. Ba, se poate prin decimale, numai că nu am învățat. Eu am învățat, dar... Nu putem spune... Prin decimale. Da? Urmele fracționale, că e vorba de x natural. Da. Oare există x natural? Că așa era întrebarea. Da? Da. X natural. Deci, așa ai spus? Da. Oare există x natural? Răspunsul. X nu aparține lui el aici. Deci nu e natural. Și atunci asta pică cazul 3. Să vedem cazul 2. La cazul 2, zicem 4x plus 1 egal cu 27, adică 4x egal cu... 4x egal cu 26. Da. Egal cu 26, împărțirea 4 nu merge. Ba, dar merge? Nu se împarte exact. Cum? Cum să fie 9? Nu e 9. Nu e 36. E 26. Da? Deci x... X rezultă x nu e număr. Nu e număr natural. Și dacă aici nu se poate să fie 2, nici nu mă mai interesez jos. Era vorba să fie cardinalul egal cu 2. Și ce că justificați răspunsul. Răspunsul cum nu există x natural așa încât cardinal lui C egal cu 2, rezultă că problema nu are răspuns, să mai gândesc și la D. Da. Deci, justificați răspunsul, iată că ne-am ocupat de ce și a fost imposibil. Nu găsim niciun mix natural. Mai departe? Atât. Atât. Începem cine? Dacă facem noi, adică exercițiile noastre sunt... Nu. Primul, la câteva exerciții, dăm model și după se repetă, adică sunt exacte la fel. Am înțeles, facem un model, da, și dacă nu trecem și la dar să faci repede, poză, da? Și faci singur și ai dat modelul, e ok așa? Tu faci poză cu telefonul ăla. Ai făcut. Și noi facem aici un model
Și după aia se vezi, sunt foarte multe modele aici. Deci sunt găsiți asemănătoare, da? Da, toate sunt exact la fel. Te rog. De puțin nouă. Îți spun tot. Scrieți numărul format din 25.389.000. Deci scrieți. Da. Deci mare, frate. Deci numărul. Scrieți numărul format. Format. Din 25.389. Din 25.300. 389. Mii. Cum? Mii. Dar zic decimale, da. Scrieți numărul în format din 25.389 mii. 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 Da. Povestea este așa. Un număr decimal are forma următoare. Deci număr decimal are forma. Da? Un număr decimal are forma. Să spunem, o parte întreagă aici, să zicem, A, virgulă, hai să zicem A, virgulă, A1, A2, A3, A4, fără virgulă, A1, A2, A3, A4, puncte, puncte, A5, hai să zicem, A6, și mai departe. Unde aici A este partea întreagă, deci A, partea întreagă iar A1 de după virgulă A1 A2 0 virgulă A1 A2 A3 și așa mai departe poartă numele de partea decimală. Dar să încep și tu asta? N-ai început. Ștefania, nu? Hai să vedem ce putem să facem ca să... Numai voi doi ați început, nu? Da. La clasă. Cum să mă fac eu înțeles? Păi înseamnă că mai faci cu crizul lucrurile. Nu. Lucrăm cu toții. Cât de curând veți ajunge și voi la asta. Da, sigur că da. Nu, pot nu să dau un exemplu? Te rog. Scrieți 1536 pe 100. 1536. Cum? Pot să le arăt cum? Adică cum mi-a predat nouă clasă. Te rog. Scriem 1536 pe 100. Trebuie acest număr să-l transformăm în fracție decimală și luăm. Cum aici avem 2 de 0, facem de 2 ori. Adică, deci, da. Cum avem acești 2 de 0, trecem de 2 ori peste 2 numere de față și vine 5 egal cu 15.36. Deci este egal acolo cu... Deci dacă avem numărul 1536 pe 100, ultimele cum aici avem 2 de 0. Am înțeles. De exemplu, dacă acum am avea... Dacă acum am avea 3 de 0, asta înseamnă că ar fi 1,536. Da. Ușor. Cum avem acum 3 de 0, luăm 1,536. Da. E, las. Dar aici dar trebuie să înțelegi mai. Aici sunt așa. Sunt în clipa asta. Zecimi, sutimi și mii. Și tu ai aici 25.389 de mii.
Da? Da. Și trebuie să-l surprinzi scris într-un alt mod, da? Cu virgulă. Da. 25.389 de mii. Adică, ai tu un alt exemplu, da? Am și eu un alt exemplu. Dar nu e legat cum a făcut ea asta. Ba, da. Ia să vedem. De exemplu, deci, ai și zecimi. Zecimi, sutimi și mii. Da, sutimi și mii. Scrie 15,1000. Nu, 15 pe 1000. Da. 15 supra 1000. Cum avem aici 3 de 0, luăm de 3 ori și cum vedem că aici nu mai avem niciun număr, scriem egal cu 0, virgulă, 0, 15. Adică cum aici mai trebuia să fie un număr, punem 0, deci 0, 015. Numerele astea două, în loc de numărul acesta care nu există, punem în 0 și în față un cu 0, din cauza că aici sunt 3. Da, am făcut și noi anul trecut, dacă îți mai amintești, într-a patra. Ne-au arătat doamna în 2-3 exemple. Da. Și cum vi se dă vouă la clasă chestiile astea, că eu nu înțeleg așa, facem 0, virgulă... Da, să vă arăt cum că sunt pe care. Da, vă mai trece mai departe, la alte. Nu, că mă interesează. Deci, titlul este transformați fracțiile ordinare cu numitori 10n în fracții decimale. Deci transformați fracțiile ordinare cu numitori 10 la n, în fracții decimale. Deci 24 supra 10 egal cu 2,4. Da. Așa. Da. Nu. Nu mi-e clar și de ce am să încerc să fac altceva. Dar să vedem ce te mai ia și cum rămân la voi ca să... Am 11. Nu te strece, dar o clipă ca să clarific cu el. Și cum trec să vă arăt eu cum, din punctul meu de vedere, cum trebuie înțeles. Că voi faceți într-un fel mecanic, fără să înțelegeți fenomenul. Așa, 11. Deci, cum spunem? Exercițiul numărul 11. Da. Aflați cel mai mic număr natural, x, pentru care fracțiile sunt ireductibile. A. 12 supra x plus 13. Nu schimbați camera, este și cilișoare. Da? Imediat acum. Deci zicem?